o discuție foarte importantă și foarte interesantă legată de carte și faptul că ne amintim tocmai în aceste vremuri de ideea de carte. Este anul cărții și ne întrebăm în ce constă importanța studiilor astăzi pentru formarea tinerei generații. Și este bine să ne amintim de rostul cărții și aș spune că, într-adevăr, cărțile sunt importante, tocmai pentru că ele conțin cuvinte. Dar totodată aș spune că nu toate cărțile conțin cuvânt, au cuvânt sau conțin cuvântul adevăr, așa cum observă Vasile Musca într-una din lucrările sale, Introducere în filosofia lui Platon. Deși propriul omul este cuvântul, cum zice Sfântul Anton, nimic nu cinstesc oamenii mai mult decât cuvântul, totuși cele mai multe cărți, în opinia mea, mai ales cele publicate astăzi, cele mai multe cărți sunt sofiste. Conțin un cuvânt sofist. Societatea, universitatea, cultura, să zice, au fost cuprinse de atmosfera sofistă. Warren Treadwell, un profesor reputat de bizantinologie, profesor la St. Louis University, a publicat anul trecut în vară o lucrare intitulată The University We Need, Reforming American Higher Education. Iar în această lucrare el spune că studenților li se spune deseori că istoria și alte discipline academice, inclusiv științele naturale, sunt alcătuite din mituri create ca mijloace de oprimare de către cei puternici, dându-le studenților o altă sursă pentru a nu mai studia. Oarecum aceasta confirmă faptul că trăim într-o criză sofistă a cuvântului, iar foarte mulți tineri se raportează la cunoaștere, la adevăr, în termenii unei lumi docetice, că nu putem avea acces, dacă e vorba de istorie, la trecut, dacă e vorba de teologie, nu putem avea acces la cuvântul revelat și dacă este vorba de filozofie, ea nu pare să mai fie acea, să zicem, explicație totalizatoare unui moment, atunci când toți oamenii așteaptă de la filozofie să fie împăciuitoarea momentelor contradictorii pe care le trăiește societatea la un moment dat. Și aici mă gândesc la ce rădulesc cu Motru, care se expandă în acei termeni. Prin urmare, trăim într-o criză sofistă a cuvântului. Societățile plurale au favorizat acest lucru și dacă cuvântul este în criză, atunci și ideea de carte trebuie discutată. Și vedem că, de fapt, cărți se publică. Se publică foarte multe cărți, dar pe mine mă interesează aici aspectul legat de cuvânt, de cuvântul adevăr. Pentru că cărți se publică și se vor publica, dar care este statutul cuvântului? Ce rost are acest cuvânt al cărții astăzi? Aș spune că societățile plurale au favorizat această atmosferă a sofismului folosindu-se de un sociologism vulgar și au căzut în cantitativism. Cantitativismul sociologic, în acest cantitativism, omul este redus, cum zice teologul Marco Ivan Rupnik, la psihosomatism, adică este văzut ca fiind un concept cantitativ rezultat al unei sume și, desigur, numai bun pentru jocul ideologiilor. Cantitativismul cuprinde astăzi o lume plutitoare de maxime, opinii, idei, cuprinse în atitudine, o atitudine care trece înainte erudiției. Oricum, la urma urmei, pentru cei mai mulți tineri, erudiția nu este decât un limbaj. Nu mai țintește erudiția spre adevăr, nici măcar spre adevărul intențional, să zicem, sau adevărul intenției autoriale a unui text oarecare. Hermeneutica devenind la fel de plastică precum sunt textele. În limba engleză se spune că, de fapt, textele sunt plastic. Sunt atât de flexibile încât poți să te uiți la ele din orice poziție. Poți să ai N interpretări contradictorii tratate ca fiind valide simultan. Deci, exegeza și hermeneutica ar fi trebuit să lămurească ceea ce este, prin punerea într-o lumină mai clară, tocmai a ceea ce este. Hermeneutul, însă cel mai bun, în zilele noastre, va fi cel care va oferi gusturi și plăceri. Deci rezultă îndreptarea hermeneuticii după direcția cantitativismului. Tocmai pentru că școala, evident, nu oferă plăceri. Cuvântul este desacralizat în acest sens, pentru că școala începe din altă parte. Începe din asceză, din sfera ascezei și a metanoiei cuvântului. Iar cuvântul, în zona aceasta a cantitativismului, deci a regulii mulțimilor, este desacralizat. Și așa cum spune Friedrich Hayek, cuvintele devin cochilii goale, lipsite de orice înțeles precis, la fel de bune pentru a denota un lucru și opusul său, utilizate doar pentru a declanșa emoțiile asociate încă acestor învelișuri. Ceva ce este, cred că, propriu numai ideologiilor tiranice. Și tocmai în acel context a spus el aceste cuvinte,
și a scris cuvintele acestea în cartea Drumul către servitute. În orice caz, pentru generația tânără, gândirea abstractă a fost înlocuită cu asocierea de imagini senzoriale și aici avem ceea ce cunoaște toată lumea, punctul de unitate dat de lumea virtuală. Conștiințele participă la un fel de euharistie virtuală, scrie Michel Maffesoli, nu adunat în jurul cuvântului adevăr, care ține toate lucrurile, care ține rațiunile lucrurilor și cuvântul care ar trebui să dea practica socială. Dimpotrivă, în jurul acestei euharistii virtuale, cum scrie Michel Maffesoli, se naște acest om sensual. Și prin urmare, tot el scrie ca sociolog, că nu avem ce face. Trebuie să dezvoltăm, prin urmare, o gândire a pântecelui. Adică, vorbim de un om colectiv care trăiește cu rații de emoții, cum zice Jean-Jean Vionelburger, de la cei care și aceste rații de emoții vin de la cei care gestionează experiența colectivă, cantitativă a socialului dat în supraaglomerări urbane ale psihologiilor, evident. Iar mentorii tinerilor din zilele noastre sunt muzica, actorii, imaginea virtuală nudă și dacă ar fi să facem un test, nu e foarte greu, predând și având de-a face cu tinerii, ați putea lua o imagine a lui Carol cel Mare, o proiectați și imediat tinerii vor zice a, un lider politic, totalizator, ideolog, vrea să țină puterea, să dețină puterea și controlul. În același timp, dacă le-ați spune după aceea o imagine cu Marilyn Manson, toți ar scuza și ar zice, a, este artă, ce face Marilyn Manson. Dacă cumva nu știți cine este Marilyn Manson, o căutare pe Google vă poate da contrastul acesta. Și atunci zice că din această lume a mentorilor tinerilor lipsește cuvântul adevăr, unde este întreținut cantitativismul, unde nu există cuvânt, decât un cuvânt deturnat și perturbat. Prin urmare, o desacralizare a cuvântului și aș sugera aici o chestiune legată de problematica aceasta. Sociologul nu se pune de-a curmezișul cantitativului și aș zice că într-o anumită măsură nu face aceasta prin rațiunile cuvântului, precum Socrate în Atena și se întrebe de ce te duci în direcția cutare, de să se pune de-a curmezișul cantitativului, ci merge deopotrivă cu cantitativul, de aceea, într-o anumită măsură, sociologismul vulgar a fost cauza, sau este cauza acestei situații în care ne aflăm. Aceasta înseamnă, de fapt, că cantitativului îi sunt date legitimările de care are nevoie pentru a se perpetua și permanentiza. Tinerii vin, de fapt, la facultate pentru a li se confirma subiectivismele cu care trezi de zi. Și vreau să citesc din una din lucrările traduse în limba română, Galaxia Gutenberg, a lui Marshall McLuhan, care spune așa, astfel, școlarii de astăzi sunt scandalizați când îi se atrage atenția asupra stupidității conținutului materialelor oferite de mass media. Ei nutresc convingerea nerostită că ceea ce lumea adultă se străduiește să producă este bun. Ei presupun că adulții nu s-ar putea angaja într-o activitate depravată. Numai după ce ai predat limbajele diferitelor mijloace de comunicare, trecând de la manuscris la tipar și de la tipar la televiziune, mintea începe să înțeleagă faptul acesta evident. Apoi, George Minot a scris și el, vorbind despre diavol, la un moment dat, că toată lumea știe că secolul al XXI-lea va fi secolul virtualului, al non-existentului, al non-ființei, despre care se tot repetă încă de la Sfântul Augustin, că nu este altceva decât un alt nume al diavolului. Oare cel viclean ne face din nou copiul din lumea virtuală, aș adăuga. Și cred că aceasta este situația în general, nu doar în America, nu doar în Europa. Pot să fac aici referire la una din lucrările apărute recent, scrise de Heather MacDonald, care vorbește despre studenții de la Yale, Harvard și Princeton. Și studenții de la Princeton, la un moment dat, au strigat zicând "We're sick and tired of being sick and tired." E foarte greu trasul ăsta în limba română. E ca și cum ne-am săturat să fim sătui că ne-am săturat sau suntem obosiți să fim sătui că suntem obosiți. Foarte greu de trasul în limba română, dar oricum denotă ceva ce se întâmplă cu generația tânără. Și în România, deși tinerii sunt un picuț mai reticenți și mai reținuți, pentru că nu pot articula în limbajul, să zicem, cel occidental, asemenea experiențe, și ei participă prin lumea virtuală exact la aceeași problematică a cuvântului deturnat sau perturbat. Și aș încheia. Am avut mai multe lucruri de spus aici, dar aș încheia prin a face câteva remarci acum, că în această lume a culturii fără cuvânt, cultura a fost ruptă de natură și cultura devine doar socialitate. Pur și simplu, este înghițită de sociologismul vulgar. Teologia, în acest sens, nu mai este sigură de datele ei, ni se spune, pentru că fenomenul religios
este lăsat pradă pietății urbane populare, adică avem un Hristos al discursurilor, deși știm că este doar un singur Hristos al Scripturilor, al istoricității și al Revelației, un fel de epifenomenalism, de fapt, în cercurile carismatice care sunt peste tot în Occident. Apoi, în al doilea rând, filozofia ajunge să fie o prelungire a sociologismelor, nefiind decât o psihologie, cum zice Michel Henry, adică un cuvânt despre suflet, dar în lumea noastră ce este sufletul? O subiectivitate în un individ. Și ce este acea subiectivitate? Totalitatea conștiinței de sine și ceea ce este. Până la urmă, totul se reduce la trupuralitate. Și atunci filozofia nu este nimic altceva decât o psihologie, este o gândire redundantă în esență. Istoria este studiată numai dinspre ceea ce ești conștient la acest moment al prezentului. Deci istoria nu mai întreține în prezent categorii fixe din trecut, ea fiind și ea înghițită de sociologismul vulgar. Prin urmare, ieșirea din această situație și pentru generația tânără este întoarcerea la cuvântul adevăr. Și am luat această formulare de la Vasile Muscă. Prin accentuarea cuvântului adevăr, ne opunem cuvântului sofist. Gândirea și cuvântul în sofism se rup de obiectul pe care îl exprimă, de lumea lucrurilor, ele pot exista și funcționa singure, independent de acestea. Cuvântul nu mai reprezintă în sofism expresia realității și nici a gândirii, care se apropie ca obiect al cunoașterii sale, ci devine un instrument care vizează doar dominarea, luarea în stăpânirea realității, forțând o altă cale decât cea a adevărului. Devine cuvântul acesta al adevărului, de fapt devine un cuvânt idol. Limbajul este folosit pentru manipulare, doar pentru asocierea de emoții a cuvintelor. Cuvântul nu mai indică realitatea lucrurilor, însușirile lucrurilor, trăsăturile, caracteristicile lucrurilor, ci dimpotrivă cuvântul este folosit doar pentru a stăpâni și domina. De fapt se produce o ruptură între existență și gândire, între existența lucrurilor, adică ființă, și adevărul despre lucruri, pentru că eu cred că studenții și tinerii ar trebui să gândească în prelungirea ființei, adică ceea ce este, sau, cum ar zice Thomas F. Torrance, în prelungirea raționalității intrinsece a realității. Nu ne putem uita în istorie și să modelăm trecutul cum vrem noi, doar pentru că noi avem niște presupuneri pe care nu vrem efectiv să le verificăm. Iar tinerii, vreau să vă spun că nu vor să facă aceasta. Cel mai bun curs de exorcizare este un astfel de accent, la un seminar, de exemplu, să zicem la atelierul de licență, în care pui pe tineri să înțeleagă ce este un document istoric. Și nu vor să accepte documentul istoric. Vor mai degrabă să proclame. Vor mai degrabă să spună apodictic. Așa este. Cum simt ei și cum gândesc ei. De fapt, este gândirea care se gândește pe sine. Și atunci nu există cunoaștere. Și atunci spune că ruptă realitatea de cuvântul adevăr are loc o desubstanțializare. În absența unui sens care să susțină lucrurile, acestea se desubstanțializează, se degradează în realități aparente. De sofismul intră în discuție aici. Cuvântul devine atunci un vehicul al minciunii. Pentru sofist nu contează afirmarea adevărului. Sofistul este interesat exclusiv de succes și utilul imediat. Statutul poetic divin al cuvântului de a reține în el realitatea sau însușirile lucrurilor este diminuat. Și atunci aș face apologetica aceasta și pledoarea aceasta pentru cuvântul adevăr. Ca tinerii să se întoarcă la cuvântul adevăr, evident la carte, dar la cărțile care au acest cuvânt. Și pentru că suntem creștini, știm că acest cuvânt s-a întrupat în Iisus Hristos, ca realitate istorică, și putem citi asta în Scripturile creștine. Însă atunci când nu ne întâlnim cu cuvântul adevăr, atunci putem modela oricum realitatea. Și nu este doar la cuvântul revelat ca adevăr, ci chiar la cuvântul rațional, la ceea ce mintea ne duce să vedem și să înțelegem. Și atunci aș face această pledoarie pentru carte, dar o carte care să conțină cuvântul adevăr. Și cred că tinerii pot găsi aici o soluție pentru căutările lor. Pentru că, în general, tinerii sunt cuprinși de întrebări. Am primit un e-mail recent de la un tânăr care mi-a spus că a căzut pradă jocurilor video. Deci, foarte mulți vor merge în direcția cantitativismului, dar să sperăm că totuși cuvântul adevăr rămâne drag. Și sunt convins că acest cuvânt adevăr există, pentru că cuvântul este viu și acela este Iisus Hristos înviat. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această introducere în materie subțintă, densă, dar care descrie o realitate a tinerilor de astăzi.